Visteria direcției silvice s-a umplut în urma culegerii de fructe de pădure. Unitatea a adunat câteva sute de mii de lei din vânzarea de fructe și porumbele. A fost o perioadă de secetă, un an greu. Am reușit și în acest an să realizăm și să fim campioni național la fructe de pădure. Ce ați exportat și cam cât aproximativ? În jur de 300 de tone de fructe de măceșe și porumbe 100 de tone. O parte din banii din visteria unității vor merge ca prime de sărbători pentru angajați, restul se vor constitui în fondul comun de salarii și cheltuieli.